evenimentele de ultimă oră, de ultimele minute, ce s-a decis în Parlament. Poate ați auzit ce s-a decis și în Consiliul Municipal. De aceea nu mă bag cu subiectele mele arzătoare, decât doar vă propun acum, așa, ca o cireașă pe tort, ca un moment aniversar, un reportaj de la Londra, acolo unde e Hyde Park de câteva sute de ani și, în mod tradițional, în Speaker's Corner, lumea se adună și discută, se exprimă, strigă în gura mare despre durerile sau bucuriile pe care le au, le are fiecare. Avem un prim reportaj. De când știu eu ideea asta de Hyde Park, abia acum am văzut un reportaj complet convingător despre ce și cum se întâmplă în Speaker's Corner de la Londra. Îi mulțumesc domnului Gheorghe Bobeică, care, întâmplător, vizitând Marea Britanie, a mers și în Hyde Park, dânsul fiind migrant și aflându-se cu toată familia la Strasbourg. Ne-a adus un reportaj foarte bun și cu ocazia asta poate chiar o să-l vedeți și pe el. A rugat pe cineva din Hyde Park să-l filmeze și a ținut un discurs pentru toți cetățenii. Vedeți, vă rog, ce bucurii și ce supărări are un moldovean în Hyde Park-ul de la Londra. Mulțumesc, Gheorghe Bobeică, sunt jurnalist independent de Republica Moldova. Am venit și eu aici la Londra, în renumitul Hyde Park, denumire care am auzit-o pentru prima dată de la frații Brega. Le mulțumesc frumos acest fapt că sunt aici la Londra, în acest parc. În primul rând, sunt pentru aceea ca să-mi exprim și eu păsul, să spun că Republica Moldova are un viitor european. Republica Moldova trebuie să se debaraseze de mafie, de corupție. Hyde Park, din Chișinău! Jos mafia din Moldova! Jos mafia din Moldova! Jos corupția din Moldova! Jos mafia! Ați văzut omul, chiar dacă a emigrat de vreo 10 ani în Franța și iată acum e în vizită într-o altă capitală a democrației și a prosperității europene, totuși îl doare, simte că acasă ceva e în neregulă, îl doare mafia și corupția din Moldova. Ce mesaj aveți dumneavoastră de transmis? Să admitem că acum demnitarii, aleșii poporului, membrii guvernului, politicienii de rang înalt sau mai local așa, au ajuns în sfârșit acasă, e aproape miezul nopții, stau la televizor sau ne ascultă la radio în mașina lor și vă aud păsul, vă aud opinia. Ce aveți să le spuneți? Simțiți-vă ca în Speaker's Corner, simțiți-vă ca în Hyde Park. 022-235-008 e telefon cu tarif normal, sună cine vrea. Pe Skype ne numim Inamicul Public, am fi bucuros să intrați cu webcam ca să vă vedem chiar la față. E cineva la telefon acum. Bună seara! Alo, bine v-am găsit! Bine că ne urmăriți! Dar nicio bucurie și nici un viitor, cred că bun. Îl stăm pe domnul Jos Pălărie, domnul din Franța, bravo, corect, așa și este, dar m-a întristat ce a fost până acum, am văzut. Dar alaltă ieri trebuie să ne revoltăm când am auzit că vrea nu știu ce, îndeamnă să mai pui mâna pe ambulanțele, că adică cu plată să le iei un sărmănel, cred că n-are de pâine, ori n-are cu ce trăiți, adică să fim stări pe alora, trebuie, mi se pare că ne punem mintea în mișcare să ne revoltăm, că dacă îți pui mâna pe ambulanță, să trebuiască să chiti cetățenii n-au un viitor bun, n-au o viață mai ușoară n-a să mai fi, bă, cred că punem punct la ea, dar iată bucurie mare că adică domnul Leancă este ministru, dar cred că ceva bine nu o să facă pentru cetățeni, pentru oamenii simpli, dar o să facă tot pentru dumnealora, pentru posturile, pentru averile lor, pentru business-ul lor, dar pentru cetățeni, cu părere de rău, nimic bun și nimic. Nu mai trebuie să ne revoltăm, fiindcă chiar că dacă atât e de greu, trebuie să ne revoltăm, că ne trebuie și să trăim, să supraviețuim. O seară bună! Mulțumim pentru că ați spart gheața. De altfel, ați văzut la știri,
cei care au votat demnitarii de rang înalt azi, în după amiaza acestei zile, au constituit și o coaliție de guvernare pro-europeană. Dar înseamnă deja că nu mai e AE1, AE2, ci se numește CGP. Exact abrevierea care ne doare cel mai mult pe cei care am trecut prin Tighina 6, pe unde era Comisariatul General de Poliție, și mai ales cei care au fost ținuți în condiții inumane, degradante sau chiar maltratați, torturați acolo. Deci dacă întreaga guvernare acum se numește KGP, rămâne le-ar de cap. Dar să vedem, poate o să fie, în mod paradoxal, altfel, mai bună decât celelalte. Să nu ne culcăm pe altă ureche, să așteptăm să facă ei ceva pentru noi, ci să începem a le cere. Cu demersuri, cu petiții, cu proteste. De ce nu? Chiar mâine dimineață un protest. Vreți? Hai să vedem pentru ce și unde. Alo? Bună seara! Bună! Domnule, sunt Șumanion. Și în primul rând vă felicit pe dumneavoastră și întreaga societate că prin investirea noului guvern a scăpat de cel mai mincinos, cel mai corupt și cel mai incult ministru care a existat vreodată în Republica Moldova. Ministrul Culturii. Și sper că n-a să mai existe. Vă referiți la ministrul Focșa? Am auzit zilele trecute că dosarul penal al lui Focșa a fost clasat după ce a fost transmis Procuraturii Anticorupție. Nu e deloc de mirare, fiindcă nașul este unde este și cum NATO, eu am vedere Ion Diacov, dar important este un alt lucru, că în momentul când se clasează dosarul, el a fost clasat de vreo 3 săptămâni în urmă, în primul rând trebuie să anunțe persoana interesată în baza cererii căruia s-a pornit urmărirea penală. Până în ziua de azi, eu nu am fost informat despre acest lucru și sunt lipsit de dreptul de a contesta această ordonanță de clasare a urmăririi penale în privința lui Focșa. Deci, se demonstrează că dosarul a fost mușamalizat. Cum se va întâmpla și cu dosarele miniștrilor care erau și ei cercetați penal, celorlalți miniștri de la PLDM? Unii dintre ei au rămas chiar în funcție. Ține de ceilalți miniștri, nu pun mâna în foc. Unicul lucru ce vreau să spun, sușitare, din punct de vedere juridic, ministrul finanțelor a executat o hotărâre executorie, a executat un titlu executoriu și era obligat să-l execute. Și aici eu cam am îndoieri asupra acelui dosar penal. Ce ține de dosarul penal a celălalt ministru a sănătății, eu vreau să spun un lucru, că chiar prin intermediul domniei voastre am adresat o cerere penală publică procurorului general și am spus că dacă dosarele penale nu se pornesc după coloratură politică, atunci să-i se pornească și lui Focșa, pentru că a angajat studioul Moldova Film pentru 1 milion de lei. Cum a făcut ministrul Usatăi, da? Corect. Dar ministrul Usatăi s-a pomenit cu dosar penal, pentru că e de la PDL, dar aia care e de la PD, văd că nu se întâmplă nimic. Și deși a trecut de atunci vreo 4 luni de zile, că este scrisoarea publică, cererea publică, adresată procurorului general. Sperăm că domnul Gurin va face ordine și în privința asta. Eu am speranță în omul ăsta, sincer să vă zic. Eu nu-mi fac nicio iluzie, dar contez pe intuiția dumneavoastră. Mulțumesc pentru intervenție. Sănătate vă doresc și succese cât mai mare. 235008 e liber, dar ne sună cineva prin Skype. Ne numim Inamicul Public. Bună seara! Bună seara! Alo! Skype? Apropo de nou guvern, uitați-vă ce reproș aduc internauții doamnei ministru Maia Sandu pentru felul cum are de gând să organizeze anul ăsta examenele de bacalaureat. Și că autobuzele cu elevi vor fi însoțite de către polițiști și iată, copiii au depistat pe undeva o poză cu un militar cu automat Kalashnikov care stă în spatele elevilor, studenților care rezolvă testele. Deci dacă în felul ăsta va fi și examenul la noi, nu e deloc încântător, civilizat, îmbucurător, dar sperăm că o să arate cumva totuși mai pașnic, măcar fără arme, fără uniforme. Alo! Bună seara! Bună!
Am vrut să spun că fiecare popor are un procentaj de oameni care nu doresc să muncească. Mai puțin sunt moldoveni, acești oameni, mai mult sunt la români, la ruși, se plimbă din țară în țară, numai să nu lucreze. Să facă ce n-ar face, numai să nu lucreze. Să-și care rapănă cu ei de colo-colo. Ăștia care se plimbă de colo, nu au ce cătaie acolo. Ce fac acolo? Ce face la Londra? Avem toți ne trecem și fără reportajul lui. Asta e într-o țară, să lucreze, nu sunt de colo-colo. Știi eu oamenii ăștia, vă spun, moldoveni sunt mai puțin, dar mai mulți români și ruși. Nu vor să lucreze și gata. De unde știi dumneata că domnul Gheorghe Bobeică nu lucrează? El lucrează, are un serviciu la Strasburg și el și nevasta și fiicele lui sau băieții care știu cu o familie numeroasă, unii dintre ei care au terminat studiile deja lucrează. Dar ce n-are voie omul să viziteze Marea Britanie, Londra și Hyde Park-ul și cu ocazia asta să facă și un reportaj? El le reușește pe toate, inclusiv să facă proteste la Paris, la Strasburg. Mi se pare un cetățean extraordinar. Iată și Serghei Balan, alt plecat pe la Moscova, îl laudă pe Gheorghe Bobeică, îi zice bravo. Prin acest reportaj a arătat concret că nu le pasă de noi cetățenii Republicii Moldova. Succese mari și baftă domnului Bobeică. Eu tot așa am zis și m-am bucurat să-i transmit materialul în emisiunea mea. Și la final de emisiune vom mai avea un reportaj de același autor, Gheorghe Bobeică. Ștefan Țăregrădeanu exclamă malițios pe Facebook: Republica Moldova, ai un guvern, apleacă-te mai tare, violul continuă. Mai luăm un telefon, după care vom avea un material despre viol, tortură. Alo. Cristos Andrias și bună seara, Viera Chișinău. Îmi pare bine pe de o parte că s-a votat acest guvern, dar pe de altă parte îmi pare rău cu un parlamentar care l-am contactat ieri dimineață. Știți ce mi-a spus direct? Ce-ți fac eu dacă eu simplu parlamentar? Zic, nu așa legislativ avem în țara asta, că nu poți să inviți în ședințele parlamentului executiv. A rămas așa că votăm fiecare nimic în această țară. Foarte rău că se întâmplă ceva la Moldoveni. Poate ne să ne strânge, să, că nu avem și noi cu ce reveni la Chișinău, să-i putem o leacă, să-i am, de multe ori am propus, dar nu am cu ce să revin la Chișinău. Nu am, ea că stau aici astăzi, până n-am avut, nu vreau să mă plâng, doar ce plânsul nu e bine în mass media, dar m-am săturat de bate la ușă, m-am săturat de apelări, m-am săturat de plângeri, este care le depun, petițiile este care le depun, așa mai departe. Poate le-a venit mintea la loc celor aleși actuali și își va da seama că au greșit în multe locuri. Dacă v-ați săturat să scrieți petiții, să le cereți socoteală, să ieșiți în stradă la proteste, asta e spre urarea și spre ea lor. Ei atât așa așteaptă să vă lehămetiți, să așteptați de la ei mană cerească sau să li se facă milă și ei să-și caute de treabă. Guvernanții, de orice culoare ar fi ei, merită altă atitudine, alt tratament. Trebuie să le suflăm în ceafă de dimineață până seară, să simtă prezența noastră, să știe ce așteptăm noi de la ei ca cai înhămați la trăsură, ca să ne ducă pe calea cea bună. Altfel, o ia hăisa, orceala, după cum îi duce capul și interesul de partid. Uitați-vă acum, un reportaj, un interviu filmat de la judecată de Anatol Mătăsaru și el, o victimă a evenimentelor violente, sârgeroase din aprilie, dar care, iată, face reportaje, face muncă foarte bună, voluntară, interviuri cu alte victime tot din aprilie. Acest cetățean, Grigore, din Trunsătuc de pe malul Nistrului, zice că a fost bătut, maltratat, dar că, atenție, nu s-a plâns nicăieri la poliție și nu așteaptă niciun fel de justiție. Unii s-au plâns și nu au justiție, dar ăsta ce să mai aștepte? Nu mai așteaptă nimic. Caută bani de tratament, pentru că are dureri de cap și acum. Este amintiri foarte neplăcute. Cât ai fost închis?
stat închis 28 de ore. 28 de ore sau zile? 28 de ore am stat. Adică o sutcă, o zi și ceva. Da. Da, un mandat de arest ai avut? Da, și am dat drum. Dacă când am făcut și acolo în comisar. Cine? Ați în minte cine s-a trecut? Nu-i țin minte așa, ați țin în minte ce am acolo. Te-am de judecat? Judecator și-a văzut pe loc. Ne-a dat drum. Ți-ai minte ce întrebă tot? Da, o țin în minte la față. A trecut acum și 5 ani, mai ții minte la față? Da, o țin în minte. O țin minte bine? Binișor. Și cum te-a bătut? N-a salut. Cum te-au bătut? Te-am povestit, te rog. Cum am intrat în comisariat. De unde te-au luat mai întâi? M-au luat din centru. Ce dată? 7 aprilie, sară. Sară pe... Pablo, 6, știu, 7. Așa? M-au luat, m-au dus la comisariat centru. M-au pus într-un colț și nu știu să mă bat cu picioarele pe unde. Mai erau tineri acolo? Da, tineri, eram primul. I-a prins. M-au bătut la primul etaj, la doilea, la trei, la tăti etaj. Băteau tare? Foarte. Ți-au lăsat sichile ceva? Ți-au lăsat bătămări? Da, avem vânătăie pe spate. M-au făcut tensiune craneană de la păliturile și ele. Tot și-ai depus o cerere? N-am depus o cerere, că atunci era așa haosul mare și... Și mai înțelegem ce să fac, să mă duc și... Jurnal TV te promovează toată vara în toată țara. Acum, afacerea ta poate apărea la televizor gratuit, conform pachetelor promoționale. Postul nostru de televiziune îți oferă spațiu de emisie și șansa de a realiza un spot publicitar video sau grafic, creat de profesioniștii din echipa creativă a departamentului marketing. După ce am lansat nenumărate proiecte sociale de succes, târguri inedite, am hotărât pe vară să venim și cu o ofertă comercială emisă de asemenea, care include în sine publicitate gratuită la Jurnal TV. De ce? Pentru că publicitatea la TV se consideră una dintre cele mai eficiente și prin aceste condiții oferim posibilitatea tuturor de a o încerca. Reforma Advertising, casa de vânzări a Jurnal Trust Media, datorită că numărate au devenit pe piață din Republica Moldova, propune cele mai atractive oferte pentru promovarea eficientă a afacerii tale. Echipa de vânzări este pregătită pentru această campanie lansată de Jurnal TV, astfel încât sunt gata să răspundă la solicitărilor agenților economici la orice oră. Fiind o echipă profesionistă, fiecare manager din cadrul departamentului Reforma va asigura o planificare corectă, o planificare eficientă pe fiecare client în parte, toate resursele mediatice pe care le reprezentăm. Este vorba de TV, radio, ziar, online. Suntem siguri că reușita acestei campanii va aduce doar beneficii clienților care vor participa alături de noi pe parcursul la această campanie. Jurnal ocupă o distincție mediatară. Percepuți ca o viziune modernă, dinamică, deschisă părilor și presus de o televiziune care îți va mereu de a deveni cunoscut în toată țara. Pentru mai multe detalii, accesează site-ul jurnaltv.md sau contactează-ne la numărul de telefon 022 857 034. Doesn't mean that I'm serious.
cause to lose all my senses. That is just... Vrei ca afacerea ta să ajungă la TV? Nu căuta metode alternative. Jurnal TV îți oferă publicitate gratuită. TV. Detalii la 022-857-034. Comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ. Tu să fii fericit aici, în țara mea. Vă îmbogățiți pe seama părinților mei, iar eu ne duc tot. Mișcarea populară antimafie este o șansă. Sunt Sergiu Mocanu. Vă aștept fiecare miercuri 20:30 în direct pe antimafie.md. Continuăm emisiunea și ca să rămânem la aceeași temă cu tortura, o să citesc o scrisoare lungă, dureroasă și revoltătoare din închisoare de la penitenciarul 13, trimisă, iată, de Vasile Nițu. Omul zice... Cu permisiunea noastră, vreau să publicați această plângere a mea pe internet ca să știe toată lumea cum își bat joc de mine administrația penitenciarului 13. Pe data de 30 aprilie m-am adresat cu plângeri la avocatul parlamentar Anatolie Munteanu referitor la condițiile din penitenciar și mi-au acceptat plângerea examinare. Pe 20 mai am depus cerere de greva foamei și am fost transferat în celula nu știu care, în condiții inumane. La data de 21 mai, a doua zi, am fost bătut în blocul administrativ al penitenciarului 13, în biroul de regim, de către ofițerii Sergiu Iacoban și Jenea Cornei, în prezența șefului de regim, domnului Gantea Igor Constantin, și șeful adjunct, domnul Sărăcuț Andrei, care la data de 21 mai m-au amenințat și au ridicat mâinile că eu sunt la greva foamei, fără lumină, în celulă și pe coridor. Am fost registrat și după asta am fost transferat în celula 130, tot în greva foamei. Și tot mă amenințau că dacă o să scriu, o să-mi pară rău. Și după asta nu mai puteam rezista și am apelat la ministrul Justiției Oleg Efrim, la numărul 234797 și la 234795, la data de 23 mai, pe la ora 4, dar nu mi-a ridicat receptorul. Deci am apelat pe dumneavoastră tot pe 23 mai și v-am spus că am fost bătut de doi ofițeri de regim. Dar, v-am rugat să apelați la departament, dar când gardienii au aflat că vorbesc cu asta, mi-au luat telefonul și confirm cu câteva în urmă la Vasile Nițu în închisoare și în moment s-a întâmplat legătura și n-am ținut ce s-a întâmplat. Acum aflat la gardienii, pentru că nu cu rudele, dar vă reprezentat de cei ce mi se foarte grav și demn de atenția veșnicului ministru al Justiției Oleg Efrim, care iată a fost impotent până acum să oprească și corupția și tortura în închisori, dar a fost păstrat în nou guvern. Confirm că mai continui greva foamei, chiar dacă sunt bătut și ținut fără lumină de către administrația penitenciarului. La mâna stângă m-am tăiat de 20 de ori, la mâna dreaptă de 19 ori, pentru că nu mai pot rezista. Ei mă împun să mă spânzur. Degrabă o să-mi pun capăt zilelor pentru că sunt bătut, dar nu pentru asta mama m-a făcut ca să-și bată joc de mine și să mă chinuie cum le-i comod. Deci, omul zice că sunt condițiile îngrozitoare în penitenciarul 13, ci că scrisoarea e scrisă pe 27 mai. Halalte, câteva zile Olegi, ar trebui să faceți ceva ca să nu vă mai în așa cum numele 23008 și comentați la operație prin amicul numim. Bună dimineața. Alo? Da. Bună ziua. Bună. Poți vă întrebați în direct. Iată, eu colit rutier, fioșă. Apcei, acum se numește patrulare. Eu
am stat și am analizat ieri, am văzut că opresc fără motiv poliția și cheamă prin mașină pe la poliția rutieră, soi, vorbesc, nu știu ce fac. Contestați. Dacă v-au amendat fără temei, cereți procesul verbal și contestați-l. Aveți 15 zile, scrie pe verso toate prevederile legale, toate drepturile dumneavoastră, indiferent dacă ați semnat sau nu pentru faptul că ați fost amendat, dar aveți două săptămâni de poziție ca să-l contestați. Sau aveți ca să plătiți jumătate de amendă. Bursuc zice că cu votarea guvernului Leancă nimic nu se va schimba, tot guvernul va fi de umbră, de grei și bogații Filat și Plahotniuc. Azi o zi bună pentru Voronin, zice Ștefan Țărigrădeanu, atâta timp cât Plahotniuc conduce SRL Moldova, Voronin nu va merge la pârnaie. Da, după cum vedeți, nimeni încă n-a fost băgat la pușcărie, indiferent dacă e la guvernare sau în opoziție. Alo! Bună seara, domnule! Bună! Ilie Rotaru. Nimic nu mai groaznic decât cei ce spune în anchetă noastră, cei ce procurori și procurori în dosarele penale. Iată, chiar astăzi m-am așezat și am făcut o mică analiză a dosarelor care a ajuns la mine în ultimele câteva luni. Deci, atât dosarul Chirvas, care omul a fost ținut un an în pușcărie și eliberat de Curtea Supremă de Justiție. Însă nu a citat, a eliberat numai din arest. Iată, acum am terminat plângerea la CEDO în cazul lui. Arabu Abu Aziz, cetățeanul Statelor Unite Americii, i s-a făcut al patrulea dosar penal în timp de câteva, iată, luni. Cu orice preț vor să-l bage la pușcărie. Un dosar făcut la comandă. Dosarul Rimski, cu falsificarea dolarilor în 2009, și-au închis 8 persoane de peste 4 ani de zile. Dosar fabricat de la început până la urmă. Cred că acesta este un dosar politic. Trebuie, cred că mai peste câteva săptămâni vom descurca mai adânc în acest dosar. Dosarul Vyacheslav Pasat, o persoană care a luptat pentru independența Republicii Moldova, este ținut închis a 8-a lună într-un dosar fabricat de la început până la urmă. Dosar avocatului Puslar Vitali, fabricat de la început până la urmă. Acest păslar a avut câteva dosare. Și unul mai merge încât pe la ajutoria Ciocana. Dosarul gruzinului Ghilanov ținut peste 3 ani de zile în arest preventiv. Și față de învinuit s-a adresat. Dar uite ce cadru ai adus tu în ședință de judecată. Vă închipuiți ce se trece? Și dumneiei mi-a făcut mie observații. Eu mă port obraznic în instanța de judecată și am scris asta în proces verbal. Eu i-am declarat rezultat recuzare și o să depun la curtea, la Consiliul Superior al Magistraturii, plângere. Eu așa ceva n-am văzut. Ce obrăznicie, ce purtare indiferentă și absolut încrezători că nu vor face nimic pentru ilegalitățile lor. Nu știu, doamna Lupașcu pe mine m-a achitat în cazul administrativ de la Apă Canal. Totuși, cred și mărturiei dumneavoastră. El, procurorii, poliții, judecători, cât timp nu vor avea de tras cu obrazul, cu dosarul, cu cariera, pentru ilegalitățile comise între ei, pentru dosarele de la CEDO, atâta timp ei vor continua să poarte obraznic. De exemplu, președintele judecătoriei Centru a pronunțat niște hotărâri a mea și a lui fratele meu și a unui cetățean care era cu noi la protest în fața MAI în 2007. Dosarul a fost pronunțat în 2010. Moldova la CEDO și-a plătit vreo 15.000 de euro de despăgubiri. Și tovarășul Țurcanu și acum continuă să conducă judecătorie Centru. Cum așa? Chiar nu merită nicio pedeapsă? Iar celălalt, Melniciuc, președinte al judecătoriei Rășcani, pronunța hotărâri de judecată în 7 aprilie în comisariate, ceea ce e încălcarea tuturor legilor și a mai făcut și alte abateri și iată, mai ieri a fost impus ca președinte judecătorie. Ce mai vreți, dar ei sunt mângâiați pe cap și încurajați să facă asta. Și de vină e guvernarea.
Și opoziția, că tace și acceptă așa ilegalități. Când o vedem în stradă, numai iată, scâncește în Parlament sau în Consiliul Municipal. Alo! Alo, bună seara, Oleg! Bună! Dumneavoastră vorbiți, dar am o întrebare. Noi suntem moldoveni? Unii, dar alții nu. Nu, ce alții, moldovan, român. Dar de ce de ne bate, ne batem noi singuri din noi? V-ați uitat la fotbal când a fost ăsta Veres cu făcea Tiraspol? Când a cântat imnul Moldovei și Moldovei, ei s-au nu știu guvernul Moldovei a amendat fotbalul cu dar la ce dar i-a venit Tiraspol și a spus ei, și erau imnul nostru, imnul Republicii Moldova, și erau al huduiau. Și noi stăm cu mâinile în buzunar, că suntem moldoveni, noi... Dar ce ar trebui să facem? Să luăm furcile, să încerc să le băgăm în ei? Din cap, dar să fosă făcut aceea... Ce ar trebui să facem, stimate domn, dacă ne simțim așa moldoveni în foieț? Ce să facem? Cum, dar hai stai și dar să ne calci tătă din picioare. Dar ce să facem ca să părem mândri? Nu, la cine se duci? Să ne ducem cu protestul la granița cu Pridnestrovia. Ei vin aici să ne calcă în picioare, dar nu noi trânem cu mâna nebuzunat. Ne hoidoiesc flagul, ne hoidoiesc. Cu o mână de oameni, dar o țară întreagă și de să uite la dușă și 200 de mii de lei. Nu acolo să dișeau cum mai cheamă, să... Mulți nu sunt mai moldoveni, dar ce are suporterii ăștia și îi calcă în picioare. Că eu dau voi și tășiem ca niște măscozați ca boi. Nu știu, colegii de regie îmi spun că federația a amendat acel club de fotbal cu o sumă mare, exorbitantă, 200 de mii de lei, asta înseamnă foarte mult. Și cred că o să-i doar altă dată, nu o să mai fac așa. Dar ce altă pedeapsă ați mai vrea pentru o chestie din asta golănească? Să ne ducem să le tăiem capetele, să le dăm foc la sate, să le pârjălim pământurile, să le violăm nevestele. Ce să facem ca să fie în spiritul lui Ștefan cel Mare, de exemplu, sau în spiritul Bibliei? Ia mai dați-vă seama că suntem în mileniu 3, suntem în buricul Europei. Civilizat, calm, pașnic și în baza legii. Se poate? Eu cred că se poate. Zic măcar să încercăm. Ștefan Țărigrădeanu râde de unul care a vorbit mai devreme. Am aflat de la cetățeanul agresiv de la telefon că moldovenii sunt cei mai muncitori din Europa și mileniu ei. Întrebare, de ce cei mai cetățeni trăiesc cel mai prost din lume? Because of corupție. Alo. Bună seara. Bună. Hai da să-i lămuresc lui mășul ăsta care nu înțelege de ce noi stăm așa. Trebuie să facem imunitate, să facem pare să facem acolo viața cuiva mai bună, să lucrăm. Trebuie să lucrăm la noi acasă aici. Și nu trebuie dus de lucrat în Rusia. Trebuie să ai, moșul, spre ce scarp cineva care lucrează pe acolo? Stați aici și lucrați acasă, aici și aici faceți bani. Nu vă duceți în partea aceea ruși, nu vă duceți în Europa și o să aveți demnitate. Aici acasă arătați că puteți să faceți lucru. Nu vă duceți să vă robiți la alții. Asta trebuie să faci. Anastasia Cucuruz zice, sărmanul băiat supus violenței cu aproape 5 ani în urmă a avut nenorocul să fie în momentul nepotrivit la locul nepotrivit. Violență primă. Unde-s criminalii? Vreau să precizez că acele violențe din aprilie 2009 s-au întâmplat cu 4 ani în urmă și o lună sau aproape 2 luni deja. Dar când se vor 5 ani acele violențe. Va expira termenul de prescripție ca să mai fie cineva tras la răspundere. Iată de ce un grup de ONG-uri, printre care și Hyde Park și eu, am ieșit în stradă și pe 7 aprilie, și pe 7 mai și vrem să ieșim în stradă și pe 7 iunie și în următoarele luni la data de 7 ca să amintim procuraturii, Ministerului de Interne, Parlamentului Guvernului, partidelor de la guvernare de atunci și de acum. Să le amintim că vrem de la ei niște oameni trași la răspundere, măcar niște țapi spășitori, măcar de formă, dar să fie cineva tras la răspundere, altfel își bat joc de victime în aprilie. Gândiți-vă, o să fim mai mulți pe 7 august decât pe 7 aprilie sau pe 7 iunie, de exemplu. Vă aștept
cu păreri. Dar acum vreau să privim încă material video revoltător, strigător la CEDO, despre niște oameni care au vrut să ajungă în Occident, în Europa, la muncă, nu la distracție, dar au fost excrocați acasă. Ce puțin așa spun ei și așa se comporta poliția, de parcă ar fi într-adevăr un caz de escrocherie. Au încercat să investigheze cazul ăsta, nu știu unde se va ajunge cu dosarul, dar am auzit despre astfel de firme fantomă care și după ce 3 ani urmă s-a deschis astfel de firme, continuă să păcălească oameni și oamenii ușor de păcălit în țara asta se găsesc încă cu duiumul. Vedeți, vă rog, ce se întâmplă în acest caz. Povestiți-ne dacă sunteți și dumneavoastră dintre ei, că sunt cât sute de alți păcăliți. De plasa asta, cum se reacu așteaptă toți acum? Vă dușeți scris plângere? Da. De ce? Că s-a promis că să plecăm în Olanda și s-a luat bani și nu plecăm nicăieri. Poate n-ați dat destui bani. Posibil, cred că. Cât ați dat? 40 de euro. Pentru servicii. Ca să facă actele și să plecăm. La muncă, la da, studii? Da, la muncă, la muncă. M-a chitat 140 de lei, de euro, pentru documente, am documente de zagranul și buletinul, toate documentele. Și ați descurajat să vorbească la cameră, da? Toate documentele. Ne-au lămurit așa, peste 3 luni de zile, între 3 și 6 luni de zile, ca zero juridic, m-a chitat 60 de lei. Ne-a lămurit, pe ne-a zis că telefonăm și ne spunem rezultatul la dacă ne e la lucru. Peste ne-a lămurit, ne-a sunat că trebuie să s-o primit o възможност că spate de suit suma asta de bani 40 de euro prin companie internațională. Și ați mai plătit niște bani? Ne-am mai plătit 245 de lei în companie. Pentru asigurare medicală sau de care? Pentru asigurare a banilor. A documentației din caz că mi refuză Ministerul Olandei, toate cheltuielile astea mi se întorc înapoi. Omul s-a lăsat, dar eu am vrut să vorbesc cu el. Domnule, să așteptați persoana clasează mai la moment să lucrează cu partele companiei în caz. Înțeles. Dar noi sunteți pe sector. Am auzit eu multe povești, întâmplări despre faptele acestui polițist de sector, dar acum e bine interesat și va munci profesionist la instrumentarea acestui caz, a acestei solicitări a cetățenilor care, iată, au fost duși de nas și pe data de 28 s-au prezentat degeaba la sediu acolo, că nu li s-a dat nicio invitație în Olanda să meargă la muncă. Din contra, iată, li s-a mai inventat tot felul de asigurarea banilor că nu o să-i plătești. Și mai plătești niște bani ca să rămâi și fără ăștia. Sunați, vă rog, și comentați. Vi se întâmplă des astfel de capcane? De ce oamenii ăștia au semnat niște contracte pe care nu le-au citit și pe care nu era nicio ștampilă și prin care firma nu se angaja să facă nimic oficial în fața legii? Nu e așa că suntem o nație ușor de dus de nas? Ne-ar trebui cultură generală, cultură juridică, un pic mai mult curaj și curiozitate. 235008 cu prefix 022. Alo. Alo, salut, Oleg. Bună. Nu mai sunt moldoveni așa de muncitori. La moldoveni în oraș se lucrează, dar la stat e orice zi religioasă, e sărbătoare și crede-mă, mai dă-le la moldoveni de zile de blajeni s-au dus pe an la cimitir și pe mine. Am fost pe hotare acum și mai cu mușește anul împrejur, dar noi tot ne jăluim că noi. Clar. Sergei Balan zice, domnișoara Anastasie Cucuruz, criminalii sunt acolo unde e cald și bine. Dacă el singur, se referă la băiatul maltratat, nu a luat măsuri, nu s-a plâns, atunci asta e păcat. Dar nici așa ceva nu a meritat. Suntem totuși oameni. De acord, dar credeți-mă, dacă am fi fost nu 100 de cetățeni maltratați, torturați, care am scris plângeri la poliție și la procuratură, dar 90% din cei bătuți, știu că au fost câteva sute, era plin Comisariatul General de Poliție, erau pline comisariatele de prin centru, Rășcani, Buiucani,
sectorul centru, erau chiar și prin garaje de prin oraș, erau din comisariatele raionale, la noi știu că bătuți oameni. Deci vă dați câtă puzderie de lume a fost bătută, maltratată. Dacă 90% din ăștia s-ar fi plâns și ar fi dat de lucru procurorilor, vă dați câte am fi avut până finalizate aici sau câte dosare am fi avut la CEDO, astfel încât să forțăm guvernarea de atunci sau de acum să o forțăm să ia niște măsuri serioase, categorice, pentru ca să triumfe adevărul, ca oamenii ăștia să fie despăgubiți cel puțin. Dar așa, dacă numai 100 din toți sutele cele bătuți au scris plângeri și după aceea mulți dintre ei s-au lăsat păgubași, poftim, n-avem pe nimeni băgat la pușcărie până azi, unii doar au fost condamnați cu suspendare. Adică nu o să fie polițiști și să pună în pericol viața, sănătatea altor cetățeni care se plimbă pașnic pe stradă. Vă ascultăm. Bună seara, Oleg. Bună. Dreptate la noi, Moldova, noi și nu, nici nu o să fie până apare mai multe persoane așa ca singur prin toate raioanele, prin toate orășele, moldonești, statele și s-au adunat toți unul la unul, atunci poate noi omul învinge. Dar cum să apară oamenii ăștia? Așa, să-i nască... Să ne invităm. Păi hai să ne învățăm. Ne ajutăm. Școala ne învață chestia asta, implicarea civică și legile. Corect, corect. Nu prea ne învață. Familia nici atât, te trag de mânecă și frate și soră și mamă și tată. Stai cu minte, stai la locul tău, nu te băga, ce-o zic satul. La biserică tot așa. Și atunci cine, unde, când să ne învețe? La televizor ne se dau telenovele și tot felul de spectacole la care numai să dai din palme, să aplauzi și să le ții pumnii strânși. Dar de învățat nu prea are cine să te învețe. Luptatul, implicatul, protestatul, judecatul, decât iată emisiunea noastră. Alo! Alo, bună seara, Oleg! Bună! Aș vrea să-i dau o replică domnului care a sunat mai devreme puțin și a spus că să nu plecăm peste hotare, să stăm acasă să muncim. Și dacă mă aude, aș vrea să-i spun la ce să muncești aici. Când de la orice colț se fură și îți dau 3 lei în cruce cu care nu-ți ajunge nici măcar pe până la următorul salariu, sau chiar și oamenii aceștia care au fost amăgiți că au plătit ca să plece în Olanda. De ce pleacă? De flori de cup pleacă? Sau de floare la ureche? De sărăcie în țară. Bine că sunt alții care fură de peste tot și au cu ce trăi. Dar noi care nu avem ce să facem. Am impresia că fură nu doar cei de la guvernare sau din primărie sau din consiliile locale, ci fură cam majoritatea. Sau tac, tolerează, acceptă și în felul ăsta sunt complice la acest mare jaf național. Cam toată lumea, cam majoritatea. Cornelu Codreanu zice pe Facebook, în 20 ceva de ani de la independență, toți acești guvernanți au distrus economia existentă, au vândut tot ce se poate, iar acum ce, vor în Europa? Ne-au impus niște condiții și un așa zis fel de reforme ca să distrugă tot acest popor. Iată de ce copiii în școlile ruse și populația din Transnistria trăiesc mai bine decât așa numită Moldova. Lăsați-mă cu modelul transnistrian că mă umflă râsul și jalea și spaima. Nu-mi doresc să fie în Transnistria. Alo! Bună seara pentru domnul care nu știe de ce trebuie de plecat. Atâta timp cât o să plecăm pe hotare, atâta timp o să fim robi. Nu știu, aici trebuie de făcut ceva. Atâta timp cât o să plecăm pe hotare, o să fim tratat ca un rob. Când în Rusia, când în Europa. Dacă au de gând să plece în Europa să robească, lasă să împaci cu gândul că se supuie la ruși, la români, la francezi, la cine vor. Asta este toată chestia. Și ăștia care ați adus la putere pe 7 aprilie tâlhare ăștia, asta din picina voastră au venit aici. Ia că picina. Mulțumim pentru complighiont. Kleptoman sau șobolan? Se întreabă în scrisoarea lui tot din 27 mai, domnul doctor Valentin Rimski, dar văd că alături de el și Alexandru Teni.
Timp de un an am încercat să adun câțiva bani în portofelul electronic pentru Tudor Pânzari, însă pe nimeni nu l-a impresionat povestea lui tristă însoțită de pozele de fundalul cu tale. A fost doar o singură propunere din partea lumii arabe, pe care Tudor n-a acceptat-o, a refuzat să profite de articolul în Convenția Europeană ca să-și schimbe credința ortodoxă pe o locuință decentă. N-a vrut să cedeze sufletul său nemuritor pentru a deplasa trupul său muritor în condiții de trai mai bune. De totul altă soartă a avut parte, a avut o poezie consacrată lui Dumitru Carazan despre aventurile lui în Armata Națională, unde a fost torturat, mutilat și impus de ofițerii marca Vasile Școdin să fure din avuția statului, a se vedea anexa numărul 1. Pentru dubla dezertare este condamnat la 4 ani de detenție, ce reprezintă un nonsens juridic, a se vedea și anexa numărul 2. Între timp l-a părăsit nevasta, lăsându-se în grija bunicilor, lăsându-i în grija bunicilor un nou născut pe numele Denis. Chinurile lui Dumitru atât de mult i-au impresionat pe vizitatorii site-ului euroliberali.md și stihii.ru că imediat zeci de amatori de versuri au manifestat dorința ca să-l ajute material pe nevoiaș, părinții căruia îl au în brațe pe un sugar înfiat de ei. Sumele oferite variază de la 50 până la 500 de euro. Însă evenimentele au evoluat într-o direcție ireversibilă. Carazan a molipsit pe de sindromul Stockholm, refuză să expedieze cererea deja scrisă, tipărită la CEDO și hotărăște să ducă o viață de brodeagă sau bosiac. Pe 24 mai curent a fost etapat din penitenciarul 13 în cel de la Rezina pentru a fi mai aproape de deținuții pe viață. Colegii de celulă din penitenciarul 13, Valentin Rimski și Alexandru Tieni, l-au ajutat cu ce au putut, posibil acest brodeaga alias Dima Tarzan era nemulțumit de ajutorul acordat și fiind obsedat de cleptomanie pe care a ninat-o în Armata Națională, a mai sustras și cu abilitate nemaivăzută ceasul electronic de 1200 de lei, tabla și piesele de șah de 10 lei, medicamente, vitamine de 143 de lei, pantaloni, țigări și alte obiecte ce sunt sfinte în pușcărie. În spațiu limitat are informație. Orice informație se deplasează cu viteza luminii și nu poate fi mușamalizată. Dacă ai furat măcar un chibrit, imediat poți fi rebotizat din brodeaga în șobolan, deoarece deținuții nu prea știu despre așa boală ca cleptomania. După acest eveniment tragic, părerile noastre s-au împărțit. Eu consider că cleptomania poate fi tratată ca și sindromul Stockholm, SIDA, etc. Colegul meu de celulă propune altă metodă cu aplicarea descărcărilor electrice. Comportamentul ciudat al domnului Carazan nu are o explicație logică pentru ce trebuia să furi când poți obține ajutor de mii de lei de la oameni și zeci de mii de lei de euro de la CEDO. După cele întâmplate, cum să nu pierzi încrederea în omenire? Dacă eu planificam un efort comun cu frații Carazan, să-l depășim pe David Carp, care în 2007 a creat rețeaua Tumblr, vândută recent campaniei Yahoo cu modesta sumă de $1 miliard. Dar dumneavoastră ce părere aveți? De ce sindromul Stockholm și cleptomanie iau amploare în spațiul prutonistrian? Cu respect, Valentin Rimski, cu Alexandru Tieni. Și omul zice că a mai atașat și niște anexe, dar văd doar o singură anexă, ci că scrisoarea lui Dumitru Carazan, cu care ar fi câștigat o grămadă de bani pe internet, dar iată, el s-a făcut bradeaga și a ajuns acum la Rezina. Tare interesantă e viața la închisoare. Sunați, vă rog, și comentați. 022-235-008. Dacă nu, vă propun să vedeți test Hyde Park, la care nici eu n-am putut să particip pentru că am fost chemat la un concurs la Parlament, unde de altfel au câștigat alții, dar nici alții cetățeni pe care eu i-am invitat la ultima emisiune la protest n-au venit, decât iată 4 membri sau simpatizanți Hyde Park au venit la Ministerul Sănătății să protesteze pentru o cauză, nu-i așa, nobilă. Vrem ordine în spital, vrem ordine și în Ministerul Sănătății. Asta mă face să cred că suntem o nație condamnată la totalitarism, la corupție,
la lâncezire, așa ca am laștină. Uitați-vă, un protest despre care v-am spus la televizor și a știut toată lumea de luni seara, dar la care au participat numai câțiva membri de Hyde Park. Vedeți-l, vă rog, că în altă parte n-aveți unde să-l vedeți, n-a fost presă să-l filmeze. Ministrul Sănătății se vine la raport! Ministrul Sănătății se vine la raport! Ministrul Sănătății se vine la raport! Vrem ordine în toate spitalele! S-a autosizat procuratura din Orhei pe marginea cazului. S-au pornit acolo niște anchete, dar personal eu am venit pentru că nu prea cred să facă ordine în curând în sistemul de sănătate, mai ales că Orheiul este doar vârful icebergului. Situația este, care s-a consemnat la Orhei, este una curentă și care are loc în toate raioanele din Republica Moldova. Deci nu numai la Orhei e necesar să facă vânt, să se ridice puțin praf, ca mai apoi practicile astea sinistre să continue ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Deci cerem în mod repetat și hotărât ca practicile astea să nu mai existe nici cu titlul de excepție, iar cei care au admis să fie pedepsiți drastic. Sunt democrară de râsul Europei. Și dacă oamenii vor să ia membrele? Aici ar trebui să fie în legislație o clauză care le permite celor care cer sau să vedem ce spun juriștii. Eu nu sunt jurist. Autoritățile sunt în lege. Am văzut pe site-ul Ministerului. Autoritățile sunt obligate să gestioneze deșeurile, să le distrugă. Întrebarea mea, reproș, vine... Unde ați fost pe 29 ieri? De ce n-ați participat la acest test? Nu vi se pare important ca în caz de operație statul să gestioneze resturile medicale și medicamente și pansamente și organe extirpate? Credeți că e normal? Credeți că Evelina de la Orhei sau ca alții de pe la Călăraș care chiar au fost impuși să plătească pentru organele pe care au fost impuși să le ia acasă și tot ei, să le îngroape, să le incinereze sau să facă ceva cu ele, să le dea la câini. Organe umane. Vi se pare asta normal de acceptat? Cred că da. Dacă nu v-am văzut nici la protestul de duminică, nici la ăsta de ieri, n-am ce să vă mai promit. Dacă ați fi ieșit la protest, dacă ați fi inițiat alte proteste ale voastre, aș fi zis, da, minunat, avem speranță. Dacă însă stați în casă și așteptați să facă alții schimbarea, așteptați, o să o schimbești de la guvernare, că lor le trebuie tare schimbare. Alo. Alo, bună seara. Bună. Am o întrebare. Oleg, da? Da. Am o întrebare. Cum eu am fost condamnat, am fost în detenție și nu pot să-mi găsesc de lucru. Nu mai ia la lucru și am tatuaje. Nu-mi dau nici să-mi fac pașaport după hotare, de obște chestii cu ebelă. Dar cum nu-ți permiți să-ți faci pașaport? Ai făcut demers înscris, ai depus toate actele și am nu-ți dau pașaport pentru că ai antecedent? Ce fac? Am pagul material nerestituit. Ah, bun. Asta e o formă de obligare. Ce de făcut? Împrumută bani, restituie paguba materială, fă-ți pașaport, du-te, câștigă bani și întoarce datoria. Nu am posibilitate, nu am de la cine și am doi copii. Fă o campanie, ieși cu cășeleocul electronic, cum a făcut Dumitru Carazan, cu poezie despre răutățile din armată, gândește, caută o soluție. Domnule, că stai mărind, Vasile, și eu nu știu, poate să dau numărul de telefon, că eu mă ocup cu lemnul, cu șofer mă ocup cu lemnul și s-autul lăcător și eu nu știu ce să fac, nu pot să-mi găsesc o soluție să întreț în familie. Ți-ai afișat numele pe site-urile astea de internet, pe mica publicitate, pe 3 de 9, 4 de 9, Macler și câte altele mai sunt? Am mai auzit de astfel de cazuri și e ilegal să discriminezi omul pentru că a făcut armata și pentru că are tatuaje.
Se pare că Anatol Mătăsaru a făcut un astfel de reportaj. S-ar putea chiar cu dumneata să fie acel reportaj pe site-ul Curaj TV, că omul nu a angajat din cauza. Apelează la internet, publică datele de contact, cazul dumitale, vină duminică în parc și vorbește la microfonul liber, la camerele noastre. Fiecare duminică după ora 3 suntem pe Alea Clasicilor. Zbate-te, luptă-te, încearcă să câștigi încrederea oamenilor. Fă niște fapte bunăvoință, fapte voluntare, ca oamenii să te vadă de treabă, chiar dacă ai tatuaje și ai făcut închisoare. Și în felul ăsta ai să-ți găsești de lucru. Asta e sfatul și pentru cei care au terminat facultatea sau au terminat abia liceul și nu-și pot găsi de lucru. Treceți prin greu, dar după aceea o să vă fie eu. Iurie Neagu zice pe Facebook: omul care a spus să stăm acasă să muncim se cam întrece cu gluma. E optimist. Unde să muncim? La prășit? A, și rău la prășit. Dai cu sapa, capul în soare și la urmă am văzut zilele astea un reportaj la televizor și m-am auzit. Presa n-are de asta ca fiind normal. Îl întreba pe unul care crește cireșe: cu cât vinzi cireșele? Și el zice: inițial mergea cu 25 de lei kilogramul, dar acum au scăzut la 15 lei. După aceea întreabă niște copii care îi culegeau lui cireșele: ce faceți aici? Munciți? Da, adunăm bani, poate să ne folosească la școală. Și cât ai câștigat? Ieri am câștigat 24 de lei. Crede cineva că el a cules numai 2 kg de cireșe și l-a plătit cu 24 de lei. Asta e exploatarea omului de către om și mai ales că e penal să exploatezi minori. Copiii ce păreau de 14-13 ani. 24 de lei au luat pentru că a cules probabil 10 căldări de cireșe într-o zi. Da, dar presa n-a reacționat la chestia asta. Nu i s-a părut nimic nenormal, nu i s-a prins niciun becușor. Am văzut reportaj, se pare că la televiziunea publică sau la un post de televiziune din ăsta cu acoperire mare. Alo? Alo, bună seara. Bună. Faceți eco, colegii noștri din regie v-au scos de pe fir pentru că vă place să vă ascultați vocea. Închideți difuzorul sau îndepărtați-vă de aparat ca să nu facă microfonie. Cornel Codreanu zice: în 20 ceva dependențe, toți acești guvernanți au distrus toată economia existentă. A, cred că asta am citit. Trăiește Transnistria, că trăiește mai bine decât Moldova. Fugi, băi, de aici. Alo. Alo. Da. Bună seara. Bună. Am o întrebare la domnul Lef. Întrebați-l. Domnul Lef. Da. Am o întrebare. Am auzit. Întrebați-o odată. Nu hâncești statul de ajutorul social la oameni și la urmă îi cer bani înapoi, dar pentru ce, nu știu, ce să rezolvați problema aceasta. Care problemă s-o rezolvă? Cer bani înapoi, care le dau la ajutorul social. Îi spun că pe greșalile lor eu dau bani fals. Nu fals, dar greșit. Banii erau falși, bancnote erau false sau da, nu, au dat greșit? Ei s-au scălit la banc și au luat bani pentru dâng, dar ei într-adevăr nu au luat banii și aia, dar ei vin hârtie acasă și... Nu știu. Întrebați Ministerul Muncii, Protecției Sociale și al Familiei sau inspectoratul acela social, raional sau cine v-a dat banii ăștia să vă prezinte documente de cărora v-au luat banii și după aceea în baza cărora vă ia înapoi. Se mai întâmplă și greșeli, înțeleg. Serghei Balan zice: au protestat iar o mână de oameni, am așa întrebare. De ce n-a făcut parte și doamna Evelina Negară din protest? Sunt sigură că dacă dorea, găseau jumătate de oră să vină să protesteze alături de Ghenadie Brega, Anastasie Cucuruz, Gheorghe Lupușoru și cine mai era acolo. Și Dimitri Salamatin. Vreau să precizez că reportajul a fost filmat de Anișoara Chiriac. Și mulțumesc pentru această muncă voluntară. Dânsa tot vrea să devină membru Hyde Park. Deocamdată a scris cerere de activitate voluntară. Și despre doamna Evelina Negară, știu că a vrut tare să vină la protestul de ieri, dar cred că n-a putut, cum necum, are mamă cu piciorul amputat în spital, are copil minor, l-ați văzut alături de ea tot timpul, a promis, n-a putut, e totuși la Orhei, nu e chiar alături, la Durlești, ca mine, ca să vin cu bicicleta într-un sfert de oră. Alo. Alo. Da. Bună ziua. Bună. Bună ziua. Mă ascultăm. Eu am întrebat. Întrebați.
Am avut eu cu domnul Stasari, cu... Văd că ai căzut pe gânduri. Zi o dată. Dacă tot vă gândiți, eu să vă citesc scrisoarea, nu scrisoarea, dar poezia cu care, zice Valentin Rimski, a reușit să adune, să înduieșeze multă lume pe internet și să adune niște bani în portofelul virtual al lui Dumitru Carazan. Poezie în limba rusă, nu bag mâna în foc, că e taman de Dumitru Carazan scrisă, dar e despre desir. Додембеля пять дней осталось, измучен я и нету больше сил, избитый покалечен малость, не выдержал теперь я дезертир. Не только регулярно били, но даже заставляли воровать. Поймите, чтобы не убили, пришлось мне просто ночью убежать. Просвета нет, и кто поможет? Хочу домой я к маме и отцу. Похоже, совесть тех не гложет, побоями склонял кто к воровству. Избитый и лишенный чести, я дважды беглый, трижды осужден. Хочу домой, хочу к невесте, там церковь, также колокольный звон. И что вдруг во мне случилось, преследует один и тот же сон. До дембеля пять дней осталось, убийцы, не хочу я похорон. Nu mai citesc și textul în soțitor, că e tot despre asta. Vă propun în schimb să vedem un reportaj filmat tot de altcineva, nu de mine, sau de fratele meu, de Natalia Jurminski, care a asistat ieri la o zaveră, la o ceartă pe Bulevardul Grigore Vieru numărul 22, unde un grup de cetățeni, de locatari ai unui bloc, de chișinăuieni, au ieșit să protesteze, că le face mansardă blocul lor, li se tulbură liniștea, li se pune în pericol viața, pentru că mansardele astea o să ducă la multe victime umane, la primul mai serios. Dar ăștia care vin cu șantierul, vin cu târnăcopul, spun că au toate actele în regulă și că vor demonstra chestia asta. Ia vedeți, vă rog, cine speculează această cauză și cine s-ar putea să aibă de câștigat la următoarele alegeri locale. Totul este băieți. Inspecție de stat în construcție, în comun cu procuratura, o atacat actul este administrativ, precum este autorizația de construire. Prin care, stați-o leactați, în momentul în care citim în partea de locatari. La contestare actului administrativ, ca neîntemeiată, deci hotărârea, da, inspecție de stat în construcție, procuratura, îți primește cum este o atacat neîntemeiat actul administrativ, e eliberat de primărie. Este decizia Colegiul Civil de Contencios Administrativ a Curții Supreme de Justiție. Actul administrativ la care nu figurează nicăieri. Da? Ce idiom? Lasă mai asta în pași, băi, lasă-n leta. Asta tvoio? Asta tvoio? Ești un copil mitios? Ești un copil mitios, părești față drăză. Asta tvoio? Asta tvoio? Da, ia mi-ești tu, băi. Asta e muzor care copil mitios. Asta ce tu faci? Fuge un copil, bălești și chide ca cu ochiul, chide cu ochiul ce-o rătășit. Este o înțelegere orală. Nu este stopare, pentru că dumnealui nu poate să stopeze lucrările. Este inspecție de stat, primărie, instanța de judecată, doar ei pot să facă chestia asta. Dumnealui, noi am ajuns la o înțelegere orală că ridicăm toate actele, vedem dacă totul e în regulă. Vedem totul. Nu ce am vorbit. Chestia asta. Luăm o pauză. Ori ne batem aici, ori clarificăm întrebările. Păi ne-am înțeles. Păi asta și... E bine așa? Mulțumim, dar persoanele iată îi smârg și iau alor. După cum vedeți, un deputat din grupul Dodon, dintre cei care vor referendum la toamnă de neîncredere primarului Dorin Chertoacă, e tut ca tut și oamenii ăștia și alții de pe la Buiucan, de pe lângă Piața Delfin, de pe la Alba Iulia, au de gând să iasă mâine dimineață, sau deja azi dimineață, peste 10 ore, la primărie să protesteze. Și foarte bine fac să-i atragă de partea lor pe oamenii ăștia nemulțumiți de actuala guvernare locală, de oamenii care se trezesc cu mansarde sau cu construcții sub geamul lor,
fără ca să fie întrebați, fără ca să li se ia în considerație drepturile, să speculeze aceste contradicții și aceste ilegalități și să câștige alegerile următoare. Să câștige cine ține mai mult cu oamenii. Chiar dacă o face în mod oportunist și ipocrit, deseori numai așa, de văzul lumii. Oamenii să voteze pentru acei care țin cont de părerile lor. Mâine dimineață la 10:30, protest la primărie. Vă ascultăm. Veniți, participați. Alo. Alo, bună seara. Bună. Suntem în direct la Enamic Public, da? Da. Da, vreau să vorbesc cu Oleg Brega. Vorbiți. Hai, omule, odată. Da. Data trecută s-a difuzat o emisiune și am văzut o plângere din partea lui... La revedere. Da, ascultat în coace. Sunteți neserios. M-a scuzat, am emoții, dar... Domnul Petroviciu a făcut o plângere față de primarul satului Trincă. Eu sunt locuitorul satului Târnul. N-am un nici cu altul. Dar, în schimb, cum... Cam nu îl cunosc pe omul și care s-a plâns și pe care s-a plâns. Pe domnul primar și pe domnul Petrovici. Într-o zi, eu vă spun un caz, cum mergeam în rutieră în drum spre lucru la Fiedineț și el mă întreabă, unde te duci? La serviciu. Da, unde lucrezi? Ia că acolo și acolo. Da, dumneata, unde te duci? Am ușa să vezi unde să mă opresc eu. Unde să te oprești, dumneata? E bun. Și-o dat jos poliție, dar pe drum îmi spune că zici, eu pe ista al Andrei, când am să-l așez, apir nici urechile nu-i n-a să-i se vadă. Eu vreau să vă spun așa, că în sat Trincă dumneavoastră, dacă să aveți ocazie și să veniți în raionul Iedin, în sat Trincă, vă rog frumos să intrați prin sat Trincă. Să intri în sat, să mergi prin sat, să vezi ce s-a construit în timpul cât a fost la conducere Anatol Gudumac și dacă s-a făcut o școală sportivă, omul și ăla nu a făcut-o în ograda lui. Dacă a făcut-o în drum, omul nu s-a făcut până la dânsul sau în ograda lui. S-a făcut pentru tot. Dacă stați de vorbă cu orice locuitor a satului Trincă, este un om de laudă. Eu n-am nimic comun, rudenii, absolut, nici cu unul, nici cu altul. Dar îl cunosc pe domnul Petrovici, încât din timpul sovieticilor, comuniștilor, a fost om periculos pentru toată obște, absolut, și pentru toată Trincă, absolut. Întrebați de orice om din satul Trincă și întrebați de orice copil, de la mic până la învârstnic. Cine-i domnul Gudumac, cine-i domnul Petrovici. Și mai sunt lângători. Și vreau să vă spun că e o regulă absolută în satul Trincă, o disciplină absolută, nu de frică, dar de omenie. Dumnealui e parte la toate măsurile care se fac în satul Trincă. Am înțeles, stimate domn. A zis că nu ești neam cu primarul, dar văd că îl aperi și ilustruiești imaginea cum poți și încerci din contra să-l pune greș pe Nicolae Petrovici. Dar poate că ai dreptate. Majoritatea populației îl simpatizează pe primar, că nu întâmplător l-a votat cu majoritate de voturi. Dar și Nicolae Petrovici, chiar dacă e hulit de foarte multă lume, am înțeles că și în procesul de judecată primarul a adus dovezi câtă lume vrea să-l expulzeze pe Petrovici din sat, asta nu înseamnă că el nu are drepturi. Mai ales că iată ne semnalează niște cazuri strigătoare la cer, strigătoare la procuratură, de acolo din Trinca, din defileul Trinca, unde se distruge patrimoniul național natural și unde ne aduce omul dovezi, video și fotografii că cineva exploatează pietrele de acolo, le arde cu tot felul de cauciucuri cu lemn rupt din pădure și face din ele var în mod ilegal, neînregistrat. Nimeni nu plătește impozite pentru chestia asta. Și avem niște fotografii, poze pe site-ul lui, pe contul lui de pe Facebook, în care se văd pojar, în care se văd nori grei de fum care se duc deasupra satului. Unde se uită inspectoratul ecologic din raion? Unde se uită procuratura raională?
Dumneata îl aperi pe primar, dar eu cred că merită apărat acest cetățean căruia îi pasă și de ecologie și de aspectul logistic din Leutrinc. Alo. Bună seara. Bună. Domnule, când privim la acel cu construcțiile, dacă nu ați fost atenție la noi în Moldova, mi se pare că cam că guvernare care ajung la un post mai mare, toți sunt bazați pe oamenii care au nevoie. Pe oamenii la care chipurile va ajuta când va ajunge. Așa este politica la noi în Moldova. La noi nu este pentru ceea ce e posibil de făcut, dar este pentru ceea ce face, dar pentru ceea ce va face. Asta e situația. Așa mi se pare mie, în orice caz. Dacă populația se mulțumește cu promisiuni, cu promisiunea că va ajunge în rai, cu promisiunea că îți va ierta păcatele, cu promisiunea că va trăi în comunism sau că va ajunge în Europa până la summitul de la Vilnius, să se mulțumească cu promisiuni, să se hrănească cu promisiuni. Când populația o să vrea fapte concrete, când o să vrea oameni serioși și responsabili în funcție de decizie, atunci s-ar putea să aibă o altă soartă. Ia uitați-vă fotografii făcute poate de Nicolae Petrovici, poate de cineva din preajma lui, dar care vorbesc elocvent că acolo se comit chestii ilegale. Se ard cauciucuri ca să se facă var, care var, zice omul, că nici măcar nu e impozitat, nu știe nimeni cine, cât var a făcut acolo și cât a vândut, și primarul tolerează chestia asta, chiar dacă nu el, primarul, face chestia asta, dar e foarte grav că încearcă să închidă gura lui Petrovici, care se împotrivește aceștia fără de legi. Și rușine să fie ecologiști și naturii. Alo. Bună. Oleg, o doamnă înainte a întrebat, a spus că degrabă salvarea ar fi ocupată. La noi pe cele poate te aștept. Mi-aduc aminte, aștept iarnă, murea lumea pe sate, nu era cu și dezăpezit drumurile. Poc să cumpere câteva mașini de dezăpezit drumurile, guvernanții noștri cumpărat 100 de mașini pentru poliția rutieră. Da, este aduc bani, hrănește poliția, merge mai departe, dar lumea cum a murit prin sate, așa se moare. Un caz interesant, mă duc la Chișinău, eu am 35 de ani la volan, am îmblat și Uniunea Sovietică și Europa. În Chișinău, nu pot spun precis că nu recunosc Chișinăul, aproape de o trecere de pietoni, un jepan cu un număr drăcos din Chișinău, mai n-a călcat două femei. N-a oprești, fugi mă oprești pe mine, știi de ce la mine numerele sunt românești. Și poate nu sunt actele în regulă sau n-am plătit la vamă și ceva. Ia că asta e situația, ia că la noi tot așa se lucrează. Clar, mulțumesc. Ana Chiriac zice, Dodon împreună cu celălalt deputat Ceban au asistat și azi la un protest la Buiucani. Chiar dacă intențiile lor par bune, tot cred că acțiunile lor miros a campanie electorală. Și eu am zis, foarte bine, iată și Gheorghe Lupușoru zice. Și asta și înseamnă politică, să poți specula părțile slabe ale oponentului electoral, în cazul de față ei acționează corect, impecabil. Asta și-ar fi rostul opoziției. Să-i vedem mâine și pe Dodon și pe Ceban la protestul din fața primăriei. Nu o să mă jenez deloc să protestez alături de ei. Lasă să vină și Oleg Cernei, că am auzit că deja face opoziție primarului Chertoacă. Lasă mai vină cineva de la liberali. Lasă să vină și comuniștii, nu o să mă deranjez. O să fim un peisaj pestrit de cetățeni supărați, revoltați. Și am avea pentru ce să protestăm la primărie. Iată, Ștefan Țărigrădeanu zice, Chișinău este în topul 10 cele mai urâte orașe din lume. Primăria încearcă să-l înfrumușețeze cu mansarde pe blocurile construite din era Hrușciov. Blocurile cele au 50-60 de ani, ele deja sunt aproape expirate și riscă să se prăbușească sub propria greutate. Dar primarul și ministrul Grozavu și cu arhitectul șef al orașului spun că încă se mai poate de construit un etaj sau chiar unul jumate deasupra lor și încă în formă de ciupercă, așa, ca un ciocan, ca atunci când o să fie cu tremur, să prăbușească tot blocul, nu numai ultimul etaj. Iar Radu Blaj, acum care dă autorizație să se construiască și în fața blocului, în fața geamurilor, a devenit celebru deja pe internet cu declarația că într-un apartament e suficient să fie lumină naturală într-o cameră. Celelalte poate să fie și semi-întuneric. Da? În casa lui poate ar trebui să fie așa. Vreau să vă propun în încheiere un reportaj tot de la Londra,
filmat tot de Gheorghe Bobeică, de la biserică, o biserică închiriată de un preot de enoreași moldoveni care s-au dus acolo să-și boteze un copil, o finuță nou-născută. Vedeți, vă rog, în toată splendoarea această nație și întrebați-vă de ce o duce atât de rău. Finuța noastră, Maria, este rodul dragostei dintre finul meu, Sergiu, și finuța mea, Urica. Și am venit cu o mare bucurie ca să-mi botez finuța și cu și fiul. Puteți să fiu sănătoasă, să crească... Și ce nume ai ați spus de botez? Maria. Maria, dar ce nume Maria? Pentru numele Maicii, e un nume frumos și e născută în preajma sătului. Și credeți că o să aibă un viitor frumos aici, în Anglia? Sperăm că da, cu ajutorul Dumnezeu. Să ne străim să educăm copilul. După frică de Dumnezeu și cum... Legea dată de Dumnezeu, așa, creștinește, să educăm, să creștem cum ne-au crescut și noi, părinții noștri. Este deja a doua, doar și au două fete, suntem cu mătri la amândouă fete. Ne-a făcut, ne-a apropiat credința. Deci asta e ce e comun pentru noi și o pace sufletească și o bucurie mare să vedem copiii crescând. Dacă ar fi și la protestele de la Londra, la Paris, la Strasburg, la fel de mulți câți erau în biserică la acel botez, cred că moldovenii ar avea mai multe șanse să ajungă din urmă Europa civilizată și prosperă. Dar așa, dacă se duc și investesc bani și speranțe numai în biserică, în fața bojicăi și pun numele copilului Maria, pentru că e numele Maicii Domnului, s-ar putea să nu schimbe mare lucru din soarta lor, indiferent unde s-ar muta și ce fel de munci ar practica. Părerea mea. Am dat totuși acest reportaj ca să demonstrez că n-am mințit data trecută când cineva m-a întrebat: dacă îți dau un reportaj, o să filmez ceva despre biserică, îți dai? Îți dau, mai filmați, îndrăzniți, faceți ca Gheorghe Bobeică de la Strasburg. Alo. Bună seara, domnule. Bună. Eu vă urmez zilnic când aveți toate întrebările astea. Luni și joi. Tocmai de la Cantemir. Da. Am auzit și am ascultat de toate. A spus că lumea pleacă din țară. Lumea, știți de ce pleacă? Eu lucrez la Banca de Economii și toate băncile de economii pleacă toți lucrătorii. Dar știți pentru ce pleacă? Pentru că toți lucrătorii au câte 1600 leafa. Cum pot toți lucrătorii de Banca de Economii din toate raioanele, din toate satele, să muncească cu așa leafă? Întrebare întrebătoare. Neagu, Iurie Neagu tot așa ne întreabă pe Facebook. La câte locuri de muncă ne oferă statul, la ce să aspirăm? Emigrează oamenii pentru a-și rezerva un viitor mai decent. Că la noi, cred eu, oricât ai dat de mâini, tot dai caracul înapoi. S-ar putea, dar vezi că în chestiile astea nu contează numai cât dai de mâini. Că și la prășit dai de mâini și dai de mâini și pare că ești harnic, dar tot degeaba. Trebuie pus în funcțiune și capul. Trebuie mai citite legi, mai văzute ce drepturi ai. Trebuie mai citite cărți de știință și de văzut ce înseamnă ansecetos, ce înseamnă inundații. Nu doar să te rogi la Bojica și poate a dat Dumnezeu și dacă o să o numim Maria, poate fi fericită. Oameni buni, emisiunea asta o fac luni și joi, după știrile de la ora 23, și vă îndemn să vă implicați, să ieșiți din comoditate, să ieșiți din indiferență. De asta vă chem din când în când la proteste, ca să vă